Bun găsit, prieteni! A apărut zilele trecute o știre despre Emilia Clarke, protagonista din Game of Thrones, cu privire la scenele de nuditate pe care nu și le-ar fi dorit, dar care a fost cumva, pentru care a fost cumva constrânsă. Este vorba despre scenele de iubire ale ei cu cei doi parteneri pe care i-a avut, doi dintre partenerii pe care i-a avut în filmul Game of Thrones, și spune că ea a apărut în filmul Game of Thrones în urmă cu 10-15 ani, nu mai știu când au început filmările, plecând imediat după băncile școlii, între ghilimele, școlii de actorie, și că dorindu-și foarte mult acest rol, nu a avut foarte mari pretenții și atunci a acceptat aceste scene de nuditate, urmând ca în momentele în care se afla pe platourile de filmare sau în decursul anilor în care s-a filmat acest extraordinar serial, a realizat că nu le poate filma și, mă rog, au fost noi renegocieri, chiar dacă la început se pare că ea se simte cumva a fi constrânsă. Și dacă vă e dor de Emilia Clarke, trebuie să vă spun că a fost lansat în luna noiembrie un film artistic, o comedie romantică ce poartă numele Last Christmas și a fost făcută la câteva zeci de ani după lansarea melodiei lui George Michael cu același nume, Last Christmas. Este o poveste drăguță, bună așa de duminică seara, o puteți vedea și înainte de Crăciun, intrați așa puțin în atmosfera aceea și parcă simțiți ușor, ușor miros de scorțișoară și de cozonac. Vă recomand să vedeți măcar trailerul acum și când va apărea și la noi, să vedeți filmul cu îndrăgita protagonistă din serialul Game of Thrones. Este vorba despre Emilia Clarke. Dragii mei, vă pup și aștept comentariile voastre. Zi minunată să aveți!